Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem un tortoleț simplu, un tortoleț de ziua mea cu blat de vanilie și cremă de lămâie și ghimbir. Simplu. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Tort cu lămâie și cu ghimbir. Uriate, tanti auguri a te, tanti Tanti auguri, auguri, Camelia. Vrem să vedem cum Camelia. este tortulețul. Uitați tortulețul, nu uitați cum arată. Astăzi o să facem un tortuleț. Eu deja am făcut blatul și s-a răcit. Așa. Mă să-l întoarce. Așa. Acesta este blatul umed. Rețeta mea astăzi l-am făcut așa, drept unghiular. Vreau să fac un tortuleț cu cremă de lămâie. Și am să-l fac așa micuț, de 18. I-am să tai Rețeta este făcută din 6 ouă pentru un tort mare de 22-24. Așa. Ia să scot, să vedem dacă s-a tăiat. Blatul. Și am să fac un tortuleț mic și din restul care rămâne o să vedem. Tăiem. Aici am un cuțitaș cu o lamă lungă și să-l tăiem în trei. În trei straturi. Subțirele. Ia să-l pun, să-l pun pe foaie de hârtie ca să-l pot răsuci. Așez așa aici și îl tăiem. Și am făcut, ia uitați cum arată în interior. Așa, acesta este primul și acum îi tăiem încă o dată în două. Blatul. Acesta este blatul întreg. Am tăiat aici un cerc.
Eu l-am făcut din 6 ouă. Este rețeta mea de blat umed, care am făcut-o și zilele trecute. Și o să facem un tortuleț mic astăzi. Acesta este blatul, al treilea strat. O să le dăm deoparte. Așa, și o să batem frișcă. Aici eu am frișcă deja îndulcită, jumătate de kilogram. Și aici am 250 de grame de mascarpone. Și pe foc am făcut o cremă 350 de din... grame de suc de lămâie plus coajă rasă de lămâie. O să avem nevoie de 100 de grame de zahăr, un ou, 50 de grame de făină, 40 de grame de ghimbir, ghimbir proaspăt, și mascarpone 250 și frișcă îndulcită 500 de grame. E din aceste două o să punem în această cremă pe care o punem pe foc și o să decorăm. Acum, într-o crăticioară vom pune oul. Așa. Cu zahărul. Vom adăuga și sucul de lămâie, lămâie cu pulpă. Adăugăm și coaja de la o lămâie. Așa. Și ghimbirul nostru dat prin răzătoare. Ia uitați. Așa. Amestecăm totul bine. Adăugăm și făină. Amestecăm. Și apoi o să dăm pe foc. Crema noastră s-a îngrășat. Ia uitați. Este aproape gata. O mai lăsăm câteva secunde pe foc. Ia uitați. Crema este gata. Crema de lămâie. Ia uitați. Acum o să o punem într-un vas și o să o acoperim cu peliculă transparentă. O punem pe toată. Acum vom acoperi cu peliculă. Ia uitați, să se lipească așa de cremă și lăsăm să se răcească. Așa. Aici am un vas și am să pun frișca. Așa. Și acum să o bat cu mixerul. Sper să nu fac prea mult zgomot. Ia să vedem. Încerc puțin. Am să adaug încet, încet și mascarponele. Și am să-l amestec. Vedeți că este uscat, să nu aibă zer. Că altfel se taie. Așa. Amestecăm puțin frișca. Dacă puneți frișcă neîndulcită, adăugați zahăr, 100 de grame de zahăr. Adăugați. A mea este îndulcită și nu mai pun. Așa. Și apoi o parte o să decorăm și o parte o să punem în cremă. Toată această compoziție, platul pe care l-am făcut, acesta mare, este pentru un tort de 24, 22, 24, de la mare. Eu îl fac mititer că suntem puțin mânghe. Așa, acum am să bag din nou mixerul
și să facem frișcă. Așa. Acest blat nu are nevoie să fie însiropat. Eu fac tortul de astăzi pentru mâine. Așa, o batem bine. Și apoi o unim cu crema. Așa. Mai amestecăm puțin, puțin am să dau blatul deoparte. Așa. Dăm și de pe margini. Și cum am spus, în fiecare vineri am să intru în direct cu voi și să facem câte ceva. Puteți lăsa mesaj și în comentarii ce ați dori să facem bun împreună. Și am să mă uit și atunci am să hotărăsc ce facem, ce facem vinere. Așa. Acum mai mixăm. Uitați, crema este gata, cred. Crema de frișcă și mascara. Acum am să aduc și crema de lămâie. Aici am crema de lămâie. Eu am ținut-o la rece ca să se răcească. Ia uitați. Și acum am să unesc din frișcă cu mascarpone peste crema de lămâie. Ia uitați. Acum o să o amestecăm puțin și cu mixerul. Și după aceea adăugăm crema de frișcă. Așa. Am să amestec mai întâi crema. Așa. Am amestecat puțin crema. Mă scuzați pentru zgomot. Așa. Ia uitați. Și acum adăugăm din frișca noastră puțin câte puțin. Și apoi o să umplem tortul. Blatul este făcut fără mixer, se amestecă pur și simplu toate ingredientele. Le amestecați. Singurul secret este să topească zahărul. Așteptați să se topească zahărul. Amestecați, amestecați, amestecați și la urmă, după ce zahărul s-a topit, adăugați făină cu praful de copt. Este un blat umed cu praf de copt. Mai adăugăm încă puțin. Am să pun frișca aici să facem schimb. Facem schimbul, că nu-mi îngrape. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm bine, bine. Așa. Am să mai adaug puțin frișcă. Am să-mi pun forma mea peste o farfuriuță. Ia uitați aici. Și am să pun așa peste. Și am să pun hârtie roată împrejur ca să-l pot scoate ușor.
și am să tai. Am să tai, ia să vedem cât, puteți pune și acetat dacă aveți. Așa, și o să tăiem. Și o să punem așa, rată de jos, una, două. Să mai tăiem o rămă. Și o să facem tortul, o să-l punem direct pe farfurie. Că dacă e mai înalt tortul decât forma. Așa. Așa. Și aici avem blatul nostru. Ia uitați-l, tăiat. Eu l-am făcut în... Ia uitați, l-am făcut dreptunghiular. Puteam să fac totul dreptunghiular. Dar eu vreau un tortuleț mic și de restul am să fac o prăjiturică. Așa. Și am să iau... am să iau primul blat și am să-l pun aici. Vedem dacă stă. Acest blat nu trebuie însiropat. Împart crema în trei. Această cremă eu o împart în trei. Și o să punem... Așa. Ia să dau mai aproape. Așa. Și o să punem prima dată o parte din cremă. Cum am spus, nu trebuie însiropat acest blat. Și mâine am să vă arăt, mâine seară am să vă arăt, după ce tăiem tortul, am să vă arăt rezultatul. Așa. Tot nu e bine cu aceasta, nu? Așa, și întindem. Nu știu dacă se vede, să dăm mai aproape, se vede? Așa, și întind așa primul strat. După ce am întins primul strat, ia să vedem crema, dar cred că este bine așa, o să-l punem pe al doilea. Așa. Apăsăm și apăsăm puțin, apăsăm pe blatul nostru, așa. Așa. Acum o să punem cealaltă jumătate de cremă. Pentru așa un tortuleț o să faceți micuț blatul la jumătate, doar din 3 ouă. Eu astăzi l-am făcut dreptunghiular, l-am făcut din 6. Eu vreau să mai fac ceva. Așa. Și acesta este al doilea strat de cremă și cu al doilea strat de blat.
Așa. Și acum îl luăm pe al treilea blat. Vedeți? Și îl punem așa în interior. Încet. Și apăsăm. Așa. Acum o să punem toată crema care ne-a rămas. Dacă doriți, puteți lăsa și pentru să decorați în exterior puțină. Așa. Și am să las aceasta. Am să las și eu puțină ca să facem, să dăm pe lateral. Și acum întindem bine, bine, bine. Ați văzut cum am făcut și acum am să apăs laturile, așa, și am să-l dau la frigider. Și am să pun o bucățică și aici de pe deasupra. Acesta este tortulețul. Ia uitați. Am pus crema între straturile de banchișpan. Am mai lăsat puțin din crema și puțin frișcă. Ia uitați. Și cu aceste două o să decorez mâine dimineață. Și acum am să dau la rece. Tortulețul, vedeți că eu l-am îmbrăcat cu hârtiuța. El o să absoarbă, blatul o să absoarbă din frișcă și din mascarpone și din cremă și nu este nevoie să fie umezit. Este un tortuleț simplu, un tortuleț de rămâie, o să-l decorăm mâine. Îl las până mâine dimineață ca să se așeze. Tortulețul meu pentru ziua mea de naștere, un tortuleț cu cremă de lumie. Și acum o să termin de făcut aceste lămâi din fondant și apoi o să decorăm. Eu am fondant, ia uitați, făcut din marshmallow, din bezele gumoase sau bomboane gumoase, cum vreți să le spuneți. Și o să dăm forma la lămâie. Așa. Și o să facem 3 lămâițe. Eu deja am făcut 2. Așa. Aici am și verde. Am să-mi las o bucățică. Bună ziua, bună ziua! Ia uitați. Am intrat. Astăzi vreau să fiu cu voi puțin, puțin și să decorez tortul care l-am început ieri pentru ziua mea. Acestea sunt lămâițele. Mici, 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 ca să decorăm deasupra. Tortul este cu blatul umed și cu cremă de lămâie. Anul acesta mi-am făcut un tortuleț cu cremă de lămâie. Așa, și acum eu vreau să decorez aceste lămâi și să le fac. Ia, uitați, să dăm formă la lămâi. Aici am și verde. Verde. Am colorat puțin ca să facem frunzulițele cu verde mai închis. Așa. Aceasta este lumânița. O să ne jucăm puțin. Ia uitați, cam așa o să le fac. Și imediat o să decorăm. O să-l scoatem să vedem ce a ieșit de ieri. Așa. O să apăsăm așa puțin ca să semene cu o lămâie.
aici la fund. Ia uitați. Aici în față o să punem așa ca un... Așa. Uitați cu aceste forme eu mă joc. Vedeți cum iese? Acum am să iau un pic de verde și am să pun aici. Ia să amestecăm. Că de ieri, așa, amestecăm puțin ca să se înmoaie, ca să putem lucra. Este fondant realizat din bomboane cu mase marshmallow. Vă pup dulce pe toți astăzi. Și vă doresc multă sănătate. Tot ce îmi doresc mie, vă doresc și vouă. Așa. Și am să lipesc aici o bucățică, așa. Ne mai jucăm așa puțin cu... Să-l lipim bine. Uitați. Mai dăm câteva forme, așa. Apăsăm aici. Și acum cu o scobitoare, ia uitați, cu o scobitoare, am să apăs așa să fac puncticelele. Ia uitați. Așa, cu o scobitoare am să fac așa pe deasupra. Vedeți? Și o să iasă lămâița noastră. Așa. Și am să dau peste tot. Cu puțin colorant verde puteți, ia uitați, puteți pune cu un pensionaj. Vedeți? Și acestea le așezăm pe tortuleț. Imediat îl scot. O să-l scoatem din formă și o să-l urnăm. Astăzi vreau să fiu împreună cu voi, puțin, puțin, și apoi cu familia. Îmi dori foarte mult să fac tortulețul cu voi anul acesta. Așa, ia uitați. Cam așa o să iasă lămânița noastră. Am să o așez aici. Eu am făcut și frunzulițe. Ia să le iau cu... Așa, ia uitați, frunzulițe simple, din verde. Am făcut și o floricică de lămâi. Sper să semene cât de cât. Mică, mică, mică. Așa. Și acum am să mai fac o frunzuliță, o să mai facem două floricele și după aceea urnăm tortul. Așa, o să amestecăm. Ia să-l amestec pe tot, așa. Să se încălzească. Așa. Și am să iau o bucățică și cu degetul, ușor simplu cu degetul, să facem mai mici. Ia uitați, o să facem așa ca un triunghi. Și ori cu scobitoarea, ori cu această, așa, dar cu scobitoare foarte bine dăm semnele la, ia uitați, deasupra, punem pe deget, ținem, așa. Vedeți frunzulița. Așa. Și acum am să fac floricică. Am să iau și am să fac din acest... Să încălzim puțin fondantul ca să putem lucra. Așa. De fiecare dată trebuie încălzit în mânuță. Așa. Îl încălzim bine. Facem două floricele și după aceea scoatem tortulețul din frigider. Și să-l urnăm. Și așa am să iau așa o biluță. Și am să o fac mai mică ca să facem floricelele mai mici. Așa. Și o să împărțim așa în 5, 3. Dacă aveți forme pentru, eu nu am, așa micuțe, am să-mi cumpăr și eu pentru floricele, vedeți? Așa. Și după ce dăm această formă, cu acest instrument o să o apăsăm pe petală. Bună dimineața, Carmen! O zi frumoasă îți doresc și ție! Și apăsăm, așa. Vă puteți ajuta cu puțin zahăr pudră sau cu puțin amidon. Și întindem așa fiecare petală. Iată. Se vede? Așa.
și le lungim așa ca să semene cu florile de lămâi, le facem lunguțe. Așa. Mai întindem și le facem lunguțe. Am să-mi iau forme micuțe, micuțe, am decât mari. Cam așa o să iasă. Și în interior o să punem o biluță mică verde. O să punem o biluță verde. Așa, cred că e cam mare. Așa, punem o biluță verde și apoi o biluță galben. Ia uitați. Și ne jucăm. Și o așez aici deasupra. Și apăsăm așa puțin. Ia uitați. Și am să o pun tot așa pe o frunzuliță, floricica. Am să o iau de pe deget, încet, încet să nu se rupă. Așa. Și o așez aici. M-am scot totul. Și aici mi-a rămas crema de lămâie și cu frișca și am amestecat, le-am amestecat ce mi-a rămas și am pus așa. Și am acesta cu multe găurele, să vedem ce putem face. Și să scoatem mai întâi tortulețul din formă. O să vedem dacă reușim. Dacă reușim. Să ridică toate părțile sus. Mare, mare grijă. Eu l-am îmbrăcat cu hârtie de copt ca să-și mențină forma bine. Așa. Așa, l-am scos din formă, ia uitați cum arată. Și acum o să-l urnăm. O să-l urnăm. Și o să ne folosim de o paletuță. Și o să întindem așa bine. Astăzi facem tortulețul în direct. Presto, presto. Ok. Așa. Îl putem întinde și cu... Ia uitați, cu aceasta să întindem așa bine deasupra. Așa. Eu am să-l las așa pe margini. Nu la așa. Pune puțin, puțin. Mulțumesc, Carmen. Mulțumesc. Dacă aș putea, v-aș oferi tuturor câte o bucățică din tortuleț. Poate odată și odată o să ne întâlnim. Mai ales cei care stau la Roma. Putem să ne întâlnim într-o zi.
puțin așa pe margine, am să dau. Și apoi o să punem deasupra. Să mai pun puțină cremă. Să dau pe margini. Sper să-l încercați să vedeți ce îmi face. Este delicios. Așa. Eu nu-l văd pe margini cum a venit. Așa, hai să iau un pic de hârtie. Mulțumesc, Carmen, te pup dulce. Așa, și acum... Îl lăsăm așa, ce spuneți, pe margini. Îl las așa, simplu. Așa. Și acum o să punem și să decorăm. Să vedem cum decorăm cu aceste... Nu vrea să iasă bine. Să strâng. După crema. Așa. Ia uitați. Așa am să las deasupra și acum o să punem. Meu, ia uitați-l cum a ieșit. Da, este ziua mea astăzi, mi-am făcut tortulețul de lămâie. Vă place cum l-am decorat? Simplu. Și cu lămâișoare. Vă pup dulce pe toți. După ce îl tăiem, o să vă arăt și în interior. Am să pun și poză, ia uitați. Este simplu, simplu. Și cu lămâi. Vă doresc multă sănătate și tot ce-mi doresc mie, vă doresc. Vă pup dulce pe toți și vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți alături de mine. Și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc, Rodica, mulțumesc. Vă doresc o zi frumoasă tuturor. Vă pup dulce și ne vedem
cum am promis, ne vedem în fiecare vineri, cam în jur de 11 o să ne vedem, am să intru în direct în fiecare vineri și în cursul săptămânii când o să am timp. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Mulțumesc, Carmen! Mulțumesc! Te pup și vă pup pe toți, vă pup pe toți, vă îmbrățișez, pe toți vă îmbrățișez. Mulțumesc, Rodica! Mulțumesc! Astăzi mi-am dorit tare mult să fiu împreună cu voi, pentru că și voi sunteți împreună cu mine și intrați cu mine în direct și mi-am dorit tare mult să fac tortulețul cu voi împreună. Un tortuleț simplu, cu lămâie și sper să-l încercați, să vedeți. Am să pun și rețeta, încă nu am făcut video ce am să fac. Dar dacă vă uitați la video de ieri, o să vedeți cum l-am făcut împreună. Vă pup! La mulți ani mie și la mulți ani vouă. Vă pup și vă iubesc pe toți. Multă sănătate doresc. La revedere, pupici. O zi frumoasă. Pupici, pupici, pupici tuturor. Vă doresc numai bine. O zi minunată și ție, Carmen. La revedere, vă pup. La revedere tuturor. O zi frumoasă tuturor. Vă pup dulce pe toți. La revedere.